El a ajutat foarte mult, catedrala și a sprijinit foarte mult lucrările din spate. Și am căutat să fac curat cât am putut și pentru dumneavoastră, dar și pentru această mormântare, ca ea să fie depusă la ora 12 astăzi în catedrală și mâine va avea loc în mormântarea. Dar spuneam că astăzi Evanghelia ne-a vorbit despre femeia gârbovă. Și tot constatăm noi de câteva săptămâni încoace că textul Evangheliei pe care îl citim în fiecare duminică este extrem de actual zilelor noastre. Femeia gârbovă este acea femeie care venea la templu de 18 ani bolnavă fiind. Adică gârbovirea însemna că ea era foarte aplecată, nu se putea, nu vedea cerul. Și nevăzând cerul, ea așa, cu ochii în pământ, pas cu pas ajungea la templu în fiecare duminică, în fiecare sâmbătă. Deci venirea ei la templu era regulată și nu venea ca să fie sănătoasă, ci venea dintr-un exercițiu interior, dintr-o nevoie interioară. Comunica cu Dumnezeul ei în interior. Dar Dumnezeu care coboară în interior a venit și El la templu în zi de sâmbătă și fără ca să fie rugat de cineva, nici de preoți, nici de farisei, nici de credincioșii din jur, nici măcar de ea însăși n-a fost rugat. Mântuitorul se duce și văzându-o aplecată și gârbovită, îi spune: femeie, ești vindecată de boala ta. Și atunci femeia din pământ cu capul plin ridică privirea și nu se uită la cer, ci se uită la Hristos. Pentru că Dumnezeu era în fața ei, cerul și pământul și tot universul rugăciunilor ei și ale tuturor celor care se rugau, încă se mai rugau ca acolo pe la templu. Erau însă unii care au spus: sunt 6 zile în care trebuie să veniți să vă vindecați, adică parcă era după calendar. Zice, nu veniți în ziua a 7-a să vă vindecați. Și atunci Mântuitorul descoperă ceva mai mult decât noi cei care ne oprim la vindecare. Descoperă faptul că El se adresa în vindecarea acestei femei fariseilor și preoților de la templu și acelora care uitaseră să se roage. Veneau la templu dintr-un exercițiu pur și simplu, nu știu, poate să-i vadă lumea, poate să vadă ei lumea care mai vine la vizită la templu. Cert este un lucru, că Mântuitorul spune așa, zice, oare nu cumva, zice, voi vă duceți și vă adăpați boul și asinul în zi de sâmbătă? Și nu îl deslegați și îl duceți la iesle? Deci această femeie care era ținută de satana de 18 ani, nu se cuvenea să fie deslegată. Prin această deslegare, deslega tot neamul evresc de legătura pe care ei o aveau cu sâmbăta. Pentru că el avea să desăvârșească duminica, ziua întâi. Ziua în care el a înviat. Prin învierea sa, el înrădăcina în inima fiecărui credincios, în inima fiecărui suflet viu, dorirea după înviere, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos înviase. A doua mare sărbătoare de astăzi este sărbătoarea Sfântului Nicolae. Sfântul Ierat Nicolae, știți cu toții viața lui și foarte bine că e așa. Numai că spuneam că fiecare Evanghelie se pare că în ultimul timp este extrem de actual. Vedeți, avem datoria din Evanghelia Duminicii. Înțelegem că trebuie să venim o dată pe săptămână măcar la biserică să ne sfințim. Și prin Evanghelia de la și prin pilda Sfântului Nicolae trebuie să învățăm că avem datoria să împlinim dorul Sfântului Nicolae. Dorul Sfântului Nicolae este acela al iubirii de copii. Nimic nu este mai fericit pentru un copil
decât cadoul pe care îl primește el în ghetuțe sau sub brad. Și acest cadou este făcut la Crăciun, la nașterea lui Dumnezeu și la ziua Sfântului Nicolae. Trebuie să avem grijă să nu cumva Sfântul Ioan, peste puțin sau peste mult timp, să crape de dor de copii sfinți, pentru că au nevoie Sfântul Nicolae de copii buni, de copii iubitori și de copii sfinți. Pentru că în fiecare copil care trăiește lângă noi, în inima fiecărui copil se lăștuiește parte din inima Sfântului Ierarh Nicolae. La mulți ani! La mulți ani tuturor care purtați cu cinste acest nume, tuturor bărbaților cu numele Nicolae, avem câțiva, la mulți ani, doamna Nicoleta, la mulți ani, și vă doresc ca Dumnezeu să înveșnicească în dumneavoastră și în toți cei pe care îi iubiți.